de interes național privind politica externă, spre exemplu, tema Brexit-ului este fezabilă din perspectiva participării președintelui. Se dezbat probleme privind apărarea țării. Sunt lucruri care pot fi discutate. Și, de asemenea, se dezbat probleme privind asigurarea ordinii publice. Președintele României a anticipat deja și a declarat ieri că o eventuală ordonanță de urgență a Guvernului privind amnistia și grațierea ar fi o problemă care ține de asigurarea ordinii publice. După părerea mea, asistăm, pe de o parte, la un nou conflict de natură constituțională între președinte și guvern. Curtea Constituțională va trebui să devină din nou arbitru acestui conflict. Și, în al doilea rând, eu cred că trebuie ținut seama de ceea ce a spus Curtea Constituțională într-un aviz dat în 2007 cu ocazia suspendării din funcția președintelui Traian Băsescu, este publicat în Monitorul Oficial 258 din 8-4-2007, care spune foarte clar, în acord cu textul constituțional, că președintele are libertatea să participe la orice ședință a Guvernului, acolo unde sunt cele trei situații expres prevăzute, el conduce ședința de Guvern, dar că președintele nu se substituie Guvernului. Nu poate împiedica Guvernul să adopte actele juridice pe care acesta dorește să le adopte și nici nu poate obliga să ia măsuri contrare acestuia. Am citat din decizia Curții Constituționale, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, președintele nu este nici șeful primului ministru, nici șeful Guvernului. Declarațiile sale sunt pentru alegătorii săi, cei care sunt anti-PSD, încearcă o coalizare a tuturor celor care gândesc anti-PSD sau se află pe partea dreaptă a eșichelului politic și le spune într-un fel uzez de toate mijloacele constituționale pentru a bloca adoptarea unei ordonanțe de urgență privind amnistia și grațierea. De asemenea, vreau să vă semnalez faptul că nu există un text care să-l oblige pe primul ministru să transmită președintului ordinea de zi a fiecare ședințe de guvern. Nici invers, ceea ce a spus primul ministru, doamna Dăncilă, că ordinea de zi se află pe site-ul guvernului, nu este un mod corect de abordare. Între cei doi piloni ai puterii executive, pentru că și președintele și primul ministru sunt partea puterii executive, ar trebui să existe relații de colaborare loială în interesul statului român. Un subiect